Deci, frăția voastră să ascultați de duhovnicul dumneavoastră. Unde vedeți o rătăcire, nu mai stați pe loc. Căutați-vă de Sfânta Dreapta Credință Ortodoxă. Unde nu vă folosiți, sfatul meu este să mergeți la altă parte, unde simțiți că v-ați folosit. Să nu treacă timpul ca frăție voastră să pierdeți timpul care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, că se moare prea ușor astăzi. Și nepregătiți sunt foarte mulți oameni care mor. Fiindcă nu știe un tânăr că el se pregătește sarmanul. Am avut cazuri în Bucovina, fiindcă sunt bucovinean, tineretul a plecat în afară. Și nu numai în Bucovina, în toată țara noastră. Și se pregătește, muncesc ca robii și duminica și sărbătorile, și copiii sunt lipsiți de părinți, care Dumnezeu știe cum cresc și cresc bunicii sau străini. Și când să se mute în casă, în vila aia care urcă cu liftul, așa de mari vile s-au făcut, îl aduce în sicriu. Și sărmanul se trezire doar. Un popaz de trezire în sicriu, în raplă. Și rămâne cu ei. De ce? Fiindcă noi niciodată nu credem că avem un scurt popas. Noi credem că suntem doar veșnic nemuritori. Uităm că suntem doar călători pe acest pământ, cum am spus și astăzi în predică. Doar un scurt popas avem. Că o fi tânăr, că o fi bătrân, că o fi slugă sau stăpân, tot acolo ne vom duce. Petrecem mortul la groapă, îl plângem 2-3 minute, suntem mâniți puțin pe el, ne întoarcem acasă, mâncăm bine și apoi uităm de totul, glume, bancuri, băuturi, chiar și femei, băute de la mormântări și gata, eu sunt veșnic nemuritor. L-am dus pe vecinul, dar eu am de trăit 100 de ani sau... Iată că auzim că vecinul nostru de 50 de ani, el a fost îngropat. Auzim că un tânăr de 18 ani a fost 2 săptămâni în urmă îngropat. Auzim că un profesor a ieșit de la ore și mergând spre casă, la 54 de ani a murit. Auzim că o gospodină a dat grădina, a intrat în casă, a murit. Vedeți? Vedeți? Oare doar noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru acel sfârșit creștinesc? Dumneavoastră vă rugați în fiecare seară ca milostivul Dumnezeu să vă dea și să ne dea un sfârșit creștinesc? Vă pregătiți seara pentru că seara, noaptea, nu știm. Suntem și ziua și noaptea tot în mâna lui Dumnezeu. Am cunoscut pe cineva mai în vârstă, că își facea pravela și canonul cu lumânarea aprinsă, cu cangeluța aprinsă, cu costumul național lângă pat, că în caz că moare, să moară pregătit, spovedit, împărtășit, și hăinuțele puse lângă el. Noi avem tendința tot să facem și să agonisim și să mâncim zina. Avere este avere. Și vedeți că cum curmă viața omului pe nepregătite. Unul stă țintuit paralizat, mergi la nunți, petrece, distracție, cu nuni, cu mătrie și deodată cancer. Lumea e moartă pentru tine, din ziua aceea, nu mai vezi nimic decât pustiu. Pustiu și prăpastă. Dacă noi am fost pregătiți până în ziua aceea, când Dumnezeu ne-a trimis această grea încercare, foarte cu ușurință ducem acea boală groaznică cancer. Dacă noi nu suntem pregătiți și n-am fost pregătiți rugători, milostivi, buncredincioși, atunci apare deznădejdea care este păcat, strigător la cer.
Ce să mai fac un om în desnădejde? Auzim, nu rare ori, deseori oameni intelectuali care își cumplă viața prin spânzurare. Ori firul vieții noastre este trecut în cartea vieții. Avem noi dreptul să ne curmăm viața singuri? Viața care este dăruită de Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu? Dragii mei! Și ajungem nou la pregătire. Pregătirea continuă pentru plecare la Domnul. Nu vă întrebați și nu vă mirați, că las că auzim mai tot timpul că se ducă bătrâna aia sau du-te tu la biserică, spune, poți să fie. El bătrân, ai păcate, eu de-abia acum. N-am păcate, săraci din noi. Cum să n-ai păcate dacă copiii se spovedesc începând de la 7 ani de zile și îi vezi în clasa întâi, a doua cu berea în mână și cu prezna lângă el. Râdeți. Sau alții care i-a dus salvarea bând alcool peste măsură. Sau pe alții cu sigara în gură în fața preotului, nici nu se uită, a părinților. Că dacă nu mi-ai țigări, nu trec la școală. Câte mame nu vin plângând amărite, ce pot să pățească copiilor. Iată ce creștem. Viitorul țării noastre. Dar este o cântare. Nu știe o mamă ce va naște. Ce va fi acel prunc? Am dat deseori o pildă. O mamă avea 2 copii gemeni. Și Dumnezeu i-a trimis această încercare, cerpici, și a luat copiii la vârsta de 10 ani și 8. Și s-a răzbunat contra și asupra lui Dumnezeu. Că dacă există, de ce a luat acei copii? Că erau unici copii. Și a căzut în desnădejde și necredință. Și apoi a avut o vedenie cutremurătoare, cum 2 tineri roși, urâți de tot, îi duceau spre spânzurare. Și a întrebat, ce-a făcut acei sărmani tineri de le dea această pedeapsă și sunt așa fioroși? Aceia sunt copiii tăi. Acești copii tăi deveneau tâlhari și hoți. Și ajungeau astăzi acolo. Așa că știe Dumnezeu de ce a luat. Înțelegem greșit deseori că Dumnezeu ne urăște, ne pedepsește, ne dă boli. Dar uităm că Dumnezeu este iubire și milă și că ne iubește să credem pe acest pământ și să ne mântuim sufletul. E de mirare când te duci la căpătuiul unui bolnav care a zăcut. Cunosc o creștină care zace de 17 ani. Să stai 17 ani în pat. Este o sfântă. O sfântă și o martiră. Că nici nu știe să spună, nici nu știe să gândească sau să cărtească. Câte operații de creier, fără un picior. Dar Dumnezeu a dat niște îngeri, nu copii, care a prelungit viața. Fiindcă stă lângă mama lor de 17 ani. Și-o spală, și-o ridică, și-o pune înapoi, și-o îmbracă. Mulțumiți că există acolo în pat. Și la chip arată ca o sfântă. Putem cârti înaintea lui Dumnezeu noi? Wow! De unde vine pedeapsa aceasta? Pentru ce? Pentru cine? Al nouălea neam? Nu. Prejudecata este în mâna lui Dumnezeu. Tare ușor știm noi să judecăm pe cel de lângă noi care greșește. Dar ar trebui să ne fie teamă și cutremur când am început să deschidem gura aceasta la clemeteală. Băi, stai un pic să mă gândesc, nu cumva eu sunt mai expurcat și mai rău ca cel care judec eu astăzi.
Cu ce drept să judec eu pe vecinul meu, pe fratele meu, pe ruda mea, dacă eu sunt mai păcătos ca el? Dar dacă eu voi cădea mai mult și mai greu, precum el. Suntem într-o judecată continuă. Deci, permanent, noi luăm judecata lui Dumnezeu și ne facem noi judecăți. Astru îi va judeca Dumnezeu pe clevetitori. Spune Patericul și Sfinții Părinți, chiar dacă vezi păcătuim pe cineva, nu tu ești în măsură să-l judeci. Te închini, te duci mai departe. Doamne, apără, ajută-mă și pe mine să nu cadă în locul lui. Mai grav. Putem noi ține post negru. Putem face zânec sute de metani. Putem face zeci de acatiste, paraclise. Dacă o sândim, dacă clevetim, degeaba a făcut. Ne o sândim. Spune însăși Cartea Sfântă să nu-și duci jertfa ta altarului până nu ceri iertare pe cel care l-ai supărat și te-a supărat. Chiar dacă te simți nevinovat, smerește, întoarce înapoi, cereți iertare și apoi jertfa ta să fie bine primită în fața lui Dumnezeu. Putem ține toate posturile peste an. Dacă noi judecăm se noapte, o sândim, nu ne înfrânăm, degeaba am postit. Dacă nu înfrânăm limba aceasta care face păcate grele cu această limbă. Neosândirea. Nu osândiți să nu fie osândit. Nu blestema și vei fi binecuvântat. Nu dați copiii diavolului, fiindcă vrăjmașul apare și ați văzut ce ispite sunt într-o casă unde se înjură Dumnezeu, cele sfinte, unde se fumează, unde sunt bețivi tutunari. Preoții bisericii, a sfintelor altare, sfintele mănăstiri și toți slujitorii și bunii credincioși și evlavioși, ne rugăm dinpreună de mult timp să binecuvinteze Dumnezeu, să trimită această mană cerească, timpurie ploaia pe fața pământului. Dacă vă readuceți bine aminte sau cei prezenți care ați fost cu mine în procesiune cu Sfânta Icoană Făcătoare de Mâna Preacurată, Maicii Dumnezeu, de la Mănăstirea Hadâlbu, acum 3 ani în urmă, când n-a plouat 3 luni de zile, la cererea credincioșilor și a domnului primar din acea comună, din Patile, ne-a rugat să, cu binecuvântarea în Alprea Sfințită de acum 3 ani, să ajungem cu icoana Făcătoare de Minuni, poate ați lobozit măicuța Domnului Ploaie pe fața pământului. La cererea domnului primar și a credincioșilor am luat icoana în procesiune pe 10 iulie, acum 3 ani, și când am intrat în satul Bâcu, a început să picure puțin ten. Când am intrat în comuna Ipatilit, noi trebuia să facem rugăciunea în câmp, era pregătită aghiazmă, totul, Evanghelia. Zic, Doamne, când a început o ploaie, am să ne ducem în biserică. Nu, zic, mergem să-i mulțumim Maicii Domnului. Când am ajuns la locul unde se făcea slujba, cu Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni aștepta credincioșii, a trebuit să aducă prelate și folii pe credincioși, pe icoană, a plouat toată slujba după 3 luni de zile și 3 zile la rând. Acum, anul trecut, acum 2 ani, în mulțumire preacurată Maicii Dumnezeu, l-am rugat pe domnul primar să ridice o troiță cu copia icoanei Făcătoare noi să mergem an de an acolo, pe 10 iulie, cu măicuța Domnului în procesiune, să-i mulțumim Maicii Domnului. Și anul acesta, din nou, prezența ierarhului în comuna Ipatile, pe 10 iulie, am luat Sfânta Icoană, noroc, ești matare aici, și Preasfințitul a făcut cerile pentru ploaie, acatistul icoane Făcătoare din Lumii personalizat, care, de altfel, știți cu toții că îl citim la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni în fiecare zi după Sfânta Liturghie și după cele cereri și rugăciuni și slujbe care s-a săvârșit,
a rândit prea curată Maica lui Dumnezeu și nu ne-a rușinat și n-am fost lăsați mâhniți și a slobozit din nou a doua zi și iată că plouă. Să nu spun în laudă lui Dumnezeu că unii de la Galați în alte zone au spus că încă n-a plouat. Aici plouă în continuu, e 3 zile. Zi-noapte, ați fost și dumneavoastră martori și îi mulțumim prea curate Maicii lui Dumnezeu și tuturor sfinților și părinților slujitori și credincioșii care au ieșit și pe câmp cu Sfintele Icoane în mâini, asistând la rugăciune și la marea minune și binecuvântare a Maicii Domnului. Ați văzut ce înseamnă? E evlavia poporului, credința slujitorilor, dar acolo Preacurata Maica lui Dumnezeu își revarsă a sa mare binecuvântare. Și iată, mamă cerească, a slobozit Dumnezeu ploaie pe pământ. Și acum trebuie să-i mulțumim bunului milostivului Dumnezeu și Preacurate Maicii lui Dumnezeu pentru acest dar și această mare binecuvântare. Dumneavoastră, iubiți credincioși, majoritatea sunteți veniți de aseară. Atât de frumos știți să vă căutați dumneavoastră de suflet, mă refer la pelerini care îmi sunteți așa de dragi, văzându-vă evlavia și credința dumneavoastră.